Bun găsit la o nouă ediție Interviuri pe față, pe ora de Sibiu și vom discuta despre un subiect. Un plan, un proiect mare, 1224 de apartamente, asta înseamnă undeva la 31 de imobile. 31 de imobile? Da. Care sunt graduale. Avem cu 3 camere, cu 4, nu, cu 3 etaje, cu 4 etaje și cu 7. O să discutăm și despre asta, dar aș vrea, pentru că lumea e foarte interesată de piața imobiliară, să ne spui cum a evoluat piața imobiliară în ultimii ani la Sibiu și oferta la ora actuală, cum e ea pentru cumpărători. După anul 2009, când s-a simțit o demorțire a pieței imobiliare, în orașul Sibiu, în comparație cu alte orașe din România, construcțiile au luat un avion foarte puternic. Din cauza asta, la ora actuală, sunt foarte mulți dezvoltatori imobiliari care doresc să construiască unități locative multe în oraș, pentru că și cerere foarte mare. Cerere mare înseamnă că se poate, de asta se și construiește. Cam câte amintează din nordul țării, din județele învecinate. Da, la ora actuală, datorită zonei industriale, care la ora actuală se tot mărește de la an la an, automat în următoarele 4 luni de zile, după informațiile care le deținem, în zona de vest mai trebuie să vină încă 5800 de angajați. Deci încă 5800 de angajați, asta înseamnă, dacă fiecare are o familie, cam 10.000 de oameni. Da. Din... De altă parte, ne-a ajutat și programul Prima Casă pentru dezvoltatorii. Asta vreau să te întreb, din, de exemplu, la Magnolia, da? Da. Un cartier nou, da, se construiește, s-au vândut, câte din apartamente sau un procent ați vândut cu banii jos, să spunem așa, și câte prin programe Prima Casă și Credit Ipotecar? Cu Prima Casă sau Credit Ipotecar, în la ora actuală, avem undeva în jur de 75% și diferența până la 100% sunt cei care ori locuiesc în țară și își vinde un imobil și au bani în cash, ori sunt românii noștri plecați dincolo. Gradul de ocupare? Ora actuală, cum discutăm, e de 84%. Practic, nu prea ține spațiu cu construcțiile ca să acoperiți cererea? Actuală, da. Una la mână e și problema aceasta, doar la mână e lipsa forței de muncă, care la ora actuală de la un an tot mai mare în domeniul construcției. Fiind oferta așa de generoasă, aș vrea să le explicăm oamenilor la ce ar trebui să se uite în momentul în care se decide să-și cumpere o garsonieră, un apartament, o casă și așa mai departe, mai ales că mulți apelează, după cum ai spus și tu, la credite. Adică trebuie să... e o investiție pe care nu faci în fiecare an, nu? De exemplu, eu vreau să-mi cumpăr o casă. La ce ar trebui să fiu atent? În primul rând, trebuie să vezi cu cine discuți legat de achiziția unui apartament. Pentru că în anii trecuți, toată lumea știe, în orașul Sibiu au fost câțiva dezvoltatori imobiliari care și-au închis prăvăliile. Și încă mai sunt probleme de închis. Asta este. Trebuie, în primul rând, avem clienți care ne cer actele, să vadă cu cine este de vorbă, să vadă dacă avem datorii sau alte probleme legate de situația... Deci să verifice firma care dezvoltă ansamblu. Situația juridică, da, a firmei. Și după aceea trebuie văzut și cine locuiește, că majoritatea clienților care au venit la noi aici au alte cunoștințe și decurge normal, automat vin și alți. Deci cea mai bună reclamă e din gură în gură, cum vine vorba. Ce prețuri au locuințele în Sibiu, de la cât pornesc și până unde ajung, să spunem așa? Locuințele în Sibiu depinde de zonă. Dacă vorbim de zona aceasta, prețul pe metru pătrat la noi undeva se situează
la 700-750 de euro pe metru pătrat. Asta înseamnă că o garsonieră costă... O garsonieră de 32 de metri pătrați construiți costă 22.000 de euro la ora actuală. Iar pentru familie e recomandat? Patru persoane, automat oamenii care au accesat... Cât costă un apartament cu două, trei camere, să spunem? Cu trei camere, prețurile la noi încep de la 39.000. Că nu mai există... Pe la ora actuală, ca să dezvolți multe unități locative, trebuie să te îndrezi pe periferia orașului. Oriunde în lumea asta, majoritatea cartierelor sunt orientate spre periferia orașului. Cartierele noi și mari. Pentru că... Și mai e și avantajul prețului. Păi, în primul rând, e prețul. Trebuie văzut exact infrastructura care este în zona respectivă. Pentru că nu poți să construiești mii de apartamente și să nu ai utilități pentru absolut toate. Care ar fi gradul de vânzare, ocupare a noilor locuințe în Sibiu, din cunoștințele tale? Gradul de ocupare la ora actuală, în afară de cei care nu doresc să rămână în oraș, e undeva la 90%. Sunt persoane care vin ca să lucreze într-o multinațională și vor să câștige experiență și nu vor să locuiască, să-și achiziționeze un apartament, indiferent cu chirierile care sunt de neevitează, din cauza că apartamentele care le avem aici sunt noi, cu garanție și oferim garanție. Una e să locuiești într-un apartament nou și alta e să locuiești într-un apartament de 30. Au crescut prețurile la chirii? Pe unde se situează? La ora actuală, în cartier aici, un apartament de două camere ne-l închiriem la 200 de euro. Preț care se poate obține și pe Mie Viteazul, pe gen Frații Buzeți sau pe Milea, într-un apartament de 30-40 de ani. Una e când vii și ești primul chiriaș sau alta când vii după... Al 100-le, da. Care e tendința pieței imobiliare? Pe ce se pune accent? Se pune accent, în primul rând, la ora actuală, pe calitate. Pe calitatea lucrărilor. Imobiliar dau garanții pe construcțiile care le predau. E un lucru rău. Există și o lege în acest sens al cuvântului și multă lume nu ține cont. Locuințe de calitate sau se aruncă la, nu știu... Totul e legat de bugetul care vor să-l investească într-o locuință. Că există o vorbă la noi, la români, degeaba vrei să ai un Mercedes când tu ai bani de o Dacia. Deci asta e situația și la ora actuală în privința apartamentului. Degeaba tu ai 20.000 de euro de care poți să-ți cumperi o garsonieră, și tu vrei un apartament cu trei camere care costă 42.000 de euro. A existat un program, Prima Casă, da, care a fost de succes și încă se mai derulează. Și o să mai continue și anii viitor. Ce informații aveți voi vis-a-vis de acest program Prima Casă? Pentru că sunt foarte mulți sibieni care încă mai intenționează să-și achiziționeze locuințe prin un astfel de program. Și ce tendințe sunt la bănci din punctul de vedere al avansului la creditul ipotecare și imobiliare? La ora actuală, din datele care le reține, programul Prima Casă va continua și în următorii ani. Sunt tot felul de analize care se desfășoară la ora actuală între guvern și dezvoltatori imobiliari și bănci. În speță, am înțeles că programul ăsta se va întinde pe o perioadă mult mai mare față de anii precedenți, ținând cont că anul acesta, față de anul trecut, s-au alocat abia 40% din buget. Iar la creditele imobiliare, care e situația? La creditele imobiliare, toate băncile vor să... Băncile aveau, cereau un avans de 30-35%, nu, acum vreo 2-3 luni. Da, au fost chestia legată cu darea în plată, dar... Acum? La ce nivel sunt, de exemplu, ce informații? Undeva între 15 și maxim 30%, depinde de banca care... Avansurile care le-am avut și înainte. Am avut 15, 20 sau 25%. Acum sunt unele bănci care vor 30%. Dar la Prima Casă, din discuțiile care au avut loc în ultimile săptămâni la guvern, în funcție de
veniturile care le are o familie, se poate merge chiar pe avans 0%. Avans 0%, da. Da, ar fi un ajutor pentru cei care au venituri mai mici, să spunem așa. Trebuie să vă spunem că nu ne aflăm întâmplători aici și nu, discuția nu e întâmplătoare vis-a-vis de piața imobiliară. Ora de Sibiu lansează oficial și site-ul de imobiliare. Îl găsiți la adresa imobiliare.oradesibiu.ro. Acolo găsiți și articole vis-a-vis de acordarea creditelor, de tendințele care există pe piață, de ce vor băncile să facă, despre programul Prima Casă și găsiți acolo toate ofertele imobiliare în materie de apartamente, garsoniere, din principalele ansambluri rezidențiale și ne referim aici la ansamblul rezidențial Magnolia, unde ne aflăm acum, cel mai mare din Sibiu, și celelalte ansambluri din Sibiu. Așa că puteți să accesați imobiliare.oradesibiu.ro și veți găsi acolo informațiile care vă interesează, plus anunțurile celor de la Magnolia, care pe lângă și asta... Belvedere. Și Belvedere. Pe lângă anunțuri vă oferă și informații și foarte consultanțe. Asta vreau să spun. Omul când vine la voi, ce îi oferiți? Adică până acum vreo 10 ani, când mergeai să-ți cauți un apartament, nimeni nu îți dădea nicio informație. Ce primesc eu ca și client în momentul în care vin și spun, domnule, vreau să achiziționez un apartament, o garsonieră, ce trebuie să fac? Voi cu ce le ajutați? Absolut tot. În momentul în care omul își rezervă locuința la noi, noi ne ocupăm de toate actele ansambliului. Bineînțeles, ce ține de client, trebuie el să pună la dispoziția băncii documentele cu adeverință de venită. De absolut tot ne ocupăm noi. Noi nu sunt numai eu aici singur, suntem o echipă, până la ora acolo, cum să spun, o echipă foarte bună și automat atribuțiile noastre sunt împărțite. Avem persoane care se ocupă de partea juridică. De echipă, s-a schimbat tipul agentului imobiliar de acum 10 ani și acum, în prezent? S-a schimbat foarte mult, pentru că la ora actuală un agent imobiliar care se respectă trebuie să se îndrepte spre cartiere mari, proiecte mari imobiliare. Într-un cuvânt, nu poți să vin și vin de toată lumea. Cu alte cuvinte, un agent imobiliar trebuie să fie pus la punct atât cu informațiile din... Din cauza asta, cu câțiva ani s-au făcut niște cursuri de calificare profesională. În 2006-2007 la Cluj, noi am obținut niște atestate acolo, trebuie să fie la pus la punct absolut. Deci practic am intrat un pic în rândul lucrurilor normale. Păi așa e normal la ora actuală, ca un client nu trebuie el să-și răpească din timpul lui, care la ora actuală e foarte, foarte, foarte scurt. Nu vezi acum e luni, acum e vineri, omul ăla nu are timp să meargă la bancă cu documentele. Un agent imobiliar de la voi, de la Magnolia și de la Belvedere, poate să-i spună unui client la o primă întâlnire la ce tip de credit se încadrează sau la ce tip de case se încadrează? Noi avem simulatoare și putem întreba clientul nostru la ce venituri are, automat introducem datele în sistem și putem spune ce tip de credit poate accesa, până unde se încadrează. Pentru un apartament cu două camere care ajunge la 30.000, ce venituri trebuie să aibă o persoană ca să poată să fie eligibilă pentru un astfel de... Da, un caz concret, o persoană, deci singur, necăsătorit, are un venit de 1.600-1.700 de lei. Net. Deci se poate încadra fără niciun fel de problemă. Deci marea majoritate a celor care lucrează în zona industrială vest, pentru că acolo este... Nu neapărat zona industrială vest, oriunde ar lucra. De exemplu, am făcut la o fată care lucrează la Profi, venitul ei a fost 1.000. Majoritatea a venit cu venituri medii, să spunem, se încadrează la... Fără niciun fel de problemă, dar există și un dar. Ce înseamnă acest dar? Oamenii nu trebuie să mai aibă alte credite sau restanțe la alte credite. Să fie curați din punct de vedere al actelor. Da. Cât durează toată hârțogăria asta, ca să spunem așa? Durează, dacă de exemplu vorbim... La 4-5 luni de zile. 4-5 luni de zile... Am avut cazuri în care... Deci, în medie, cam acolo, 4-5 luni de zile? Minim. Bun. Care e tipul clientului actual? Între ce categorii de vârstă se încadrează cei mai mulți dintre cei care și-au achiziționat locuințe în Sibiu? Avem două tipuri de
de clienți. Majoritatea? Majoritatea sunt persoanele tinere care nu au nicio locuință la ora actuală. Cât la sută, așa? Un procent foarte mare, deci undeva la 80%. 80% din cei care cumpără locuințe sunt tineri? Sunt tineri, da. Oamenii ăștia au stat câțiva ani în chirie și datorită rate care o plătesc la bancă, care la ora actuală pentru un apartament de două camere se situează undeva la 560-580 de euro. De lei, nu de euro. Un apartament, dacă se închiriază, exact cum am spus înainte, oriunde în Sibiu, minimul 180-200 de euro. Deci, automat, rata este mult mai mică decât chiria. Deci, ăsta e, practic, principalul avantaj și principalul motiv pentru care lumea se... În ultimul timp ne confruntăm cu a doua categorie. Toate cartierele, Strand, Valea Aurie, Mihai Viteazu, Milea, își vând apartamentele lor, care toată lumea știe în zonele respective, locuințele sunt mult mai scumpe decât aici la noi. Banii ce le rămân, își cumpără la noi locuințe, banii ce le rămân și pun în bancă. Sau își rezolvă alte probleme care are. Un apartament vechi, ca să-l aduci la niște condiții cât de cât normale pentru vremurile în care trăim acum, te costă minim 6-8.000 de euro. Sunt pretențioși clienții din punctul de vedere al poziționării apartamentelor sau în ziua de astăzi se orientează mai mult asupra calității? Primează ce ai în buzunar. Primează ce ai în buzunar. Exact. Și după aceea putem discuta de oamenii care au pretenții, automat au și un capital în spate. Automat se îndreaptă spre alt gen de locuințe, gen case, că la urmă urmei toată lumea tinde să lucrească la casă. Clienții din ultimii ani din zona imobiliară sunt sibieni, parcă ai spus ceva de lucru, sau sunt mai mulți vin din... Chiar am făcut o analiză asupra clienților care îi avem în cartier, deci pot să spun că undeva 51% 51% din clienții noștri sunt din Sibiu sau locuiesc în Sibiu, deci aici e un semnal întrebării. Și după aceea avem 2% zona Alba, undeva 2% zona Mureș, deci automat un mare reacție pe chestiile astea. Sunt mai mulți din zonele, din județele care nu sunt așa de dezvoltate, pentru că Transilvania e o zonă dezvoltată. Alba, Mureș, Brașov, toate județele învecinate din punctul ăsta de vedere al Sibiu sunt județe dezvoltate. Am avut un client care a venit din Vâlcea, s-a mutat cu familia cu tot aici. Copiii lui au terminat studiile aici la facultate și chestia care mi-a spus omul ăsta m-a pus un pic pe gânduri. Zice, voi sibienii sunteți priviți de noi restul României exact cum e privită Germania în Europa. Deci, chestia asta spune mult. Vor mai crește prețurile? Da. Că prețurile în următoarea perioadă o să mai crească cu undeva 20, maxim 30% față de cei care au mai. Care ar fi sustenabilitatea pentru creșterea asta? Cererea? Cererea mai mare decât... Cererea în primul rând. Acolo trebuie. Atâta timp când nu a existat cerere, la un moment dat a fost o tendință de scădere a prețurilor. Asta în momentul în care a fost acel blocaj cu prima casă, atunci parcă a fost o perioadă mai... Blocajul ăsta cu prima casă simțim în fiecare an, că la început de an totul e incertitudine la noi, nu știm ce se va întâmpla exact cum a fost și anul ăsta și acum 2 ani și acum 3 ani, deci... Asta înseamnă că există putere de cumpărare? Tocmai dacă... din cauza asta, guvernul vrea să înceapă un program prima casă, numărul 9, care să se axeze pe 5 ani de zile. Și sunt niște fonduri alocate primul an, tocmai ca dezvoltatorii imobiliari să poată să-și facă un plan de afaceri pe următorii 5 ani. Cât crezi că ar mai putea suporta Sibiu dezvoltare din punct de vedere imobiliar? E o întrebare foarte bună, dar ținând cont că orașul crește foarte mult, cererea e foarte mare, deci eu zic că încă 10 ani de zile de acum încolo, dacă se... Bineînțeles, dar sunt mulți factori care contribuie la
prognozele acestea. Dar dacă să merge pe aceeași linie, 10 ani de zile nu nicio fel de problemă. Am putea spune că 10 ani vorbim de un Sibiu extins, adică nu mai există acelea. Deja nu sunt eu de părere asta. Ai văzut că se discută pe plan local de crearea zonei metropolitane. Ar fi un avantaj pentru dezvoltatori? Cum să nu? Pentru că automat planul de urbanism se va schimba. Automat vor apărea o grămadă de terenuri care la ora actuală sunt situate în extravilan, vor intra în intravilan și automat orașul se va dezvolta. Ținând cont de calea Șurenici. Anul viitor aici, drumul pe care se ajunge aici, o să devină drum expres. Mărginea o să facă trotoare, piste de biciclete. O să fie și proiectul spitalului în zona? Da. Probabil o să apară și supermarketurile, ca să zicem așa. Da, supermarketurile o să își găsească locul în următorii 2 ani în cartierul nostru. Suntem în discuții cu multe lanțuri de magazine care și-au împlinat intenția de a veni la noi. Deci, ultima întrebare, ca să spun așa, unde variază prețurile la apartamente vis-a-vis de confort? Cel mai mult. Diferențele cele mai mari sunt între garsoniere și apartamentele cu două camere sau între apartamentele cu două, trei, patru camere? La ora actuală, datorită ponului foarte mare care avem... Cererea cea mai mare pentru care pentru clienții tineri, deci ei o să meargă spre apartamente până în 80 de metri pătrați. Asta înseamnă un apartament cu trei camere, cum avem noi aici cu pătărie, cu living, sau... La ce preț e un apartament de genul ăsta? Prețurile încep de la 35. Toate ofertele le găsiți... Astea sunt prețurile astea care sunt avem la ora actuală. La ora actuală. Nu se știe dacă peste două luni mai sunt aceleași prețuri. Exact cum ai spus. Da. Câte blocuri aveți aici? La ora actuală avem construite și în fază de construcție 17 blocuri. 17 blocuri. Avem 12 pilă, cum avem în spate. Cele din spatele și nostru. Și 5... 4 etaje cu lift. Deci, ce înseamnă Magnolia Residence? Câte apartamente sunt făcute acum și unde vreți să ajungeți? Noi la ora actuală suntem la 45% din proiect. În final vom avea 31 de imobile. 31 de imobile. Asta înseamnă 1224 de apartamente. 1224 de apartamente, adică aproape 3000 de oameni care ar putea să locuiască. Am spus minim, da, 3000. În 3000 de oameni, adică un cartier până la urmă. Datele care le menținem în cartierul ăsta o să fie mai mari decât valori. Da, o să vedem, o să ne întoarcem să vedem. Nu uitați că găsiți toate anunțurile legate de apartamente, garsoniere, știri imobiliare pe și din zona Sibiului și informații utile vis-a-vis de cum se face un dosar. Dacă nu le găsiți acolo, sunt numere de telefon la agenții care au postat acele anunțuri și ei vă pot acorda consultanță. 20-30% în plus anul viitor la apartamente, așa că dacă vreți să vă achiziționați apartamente, ar trebui să vă grăbiți sau să vă strângeți bani mai mulți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, ne vedem tot astăzi. La ora 19 vom transmite în direct inaugurarea târgului de Crăciun din Piața Mare, unde o să vedeți că o să fie un spectacol veritabil. Vă mulțumim, Bogdan, pentru disponibilitate și ne vom întoarce data viitoare să vedem cât de mare se face Magnolia. Vă aștept!